Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Hitman 2. Hai să continuăm. Dau direct continuu pentru că am citit chestiile alea înainte de episod. Deci, dacă un episod de Hitman, hai să vedem ce putem face. De mapă e doar unul aici care o să-l omorâm ca să-i luăm hainele, presupun. Spânzărătoare. Salut, frate. Ce faci? Nu fugi. Nu fugi tu niciunde, puiuțul. Perfect. Da. Deci, mâine este ziua mea. De fapt, voi când o să vedeți videoclipul, deja au trecut ziua mea, da. Vă zic așa, oh, pick-up durki, oh, e ok, de la ușă. O să încercăm să fim destul de stealth în episodul acesta. O să-mi iau doar pistolul ăsta care o să-l bag cu Q înapoi, în caz de cineva. Nu-mi dă seama. Aici vine cineva, e un inamic, pentru că inamicii sunt albaștri pe mapa aceasta. Deci da, ăsta e un inamic, așa că va trebui să-l așteptăm foarte încetișor aici. Nu știu, un pistol mai tare, mă. Ok. Așa, efect. Ia să vedem. Deci tipul acela vine acum. Îmi pregătesc pistolul. Acum trebuie să vină. În orice moment. Uite-l acum iese. Oh, are o armă. Fuck! L-am ratat, shit! Dar să se întoarcă încolo. Acum mă mor. Easy. Acum mai e cineva care să-l vadă. Mai e cineva acolo, dar nu cred că vine el. Încheiem asta. N-o să iau arma. De fapt, cred că o să iau o să iau hainele. Și SMG-ul nu, n-o să-l iau SMG-ul. Nu, nu, nu. Deci avem pistolul, perfect. Piclac. Practic deja suntem stealth, adică mă omoră doar pe cineva. Deci acum mai trece cineva prin fața o și nu o să deschid acum, o să deschid după ce trece și o să-l omor. De fapt nu o să-l omor. Uite-l acolo. Nu mă auzi? Nu mă auzi? Melodia un pic mai încet, parcă că e prea tare și n-o să mă auziți de melodie. Perfect. Aici nu știu ce o să fie. Dar. O duc după colț ca să nu mă mai vadă. Gata. Mai e cineva? Nu mai e nimeni. Perfect, nem. Aici e ceva. O haină. Nu am nevoie de ea. Sunt câțiva tipi aici și... Sper să nu iasă cineva. E fix deschisă ușa. Nu-i nimeni aici. Perfect! SMG am un caz, o să luăm un SMG. Deci, aici vine cineva fix în dreptul ușii și dacă l-o omor, s-ar putea să vină alălalt. Dar dacă aș scăpa de el, mai silent un pic. Ea vrea să intre aici? Nu, pleacă! Perfect! Fix când el pleacă, eu o să vin pe aici și mai e un tip acolo care... După ușa de la bucătărie sunt niște scări. Mergem încet. Deschidem ușa. Deschidem ușa și fugim. Deci perfect. Nu mai e nimic acum. Gata. Aia doi sunt targeții. Adică targeții, da. Și tipul ăla care se duce acolo mi se pare că e targetul principal. Care trebuie neapărat să-l omorăm. Așa că... Dacă urc scările... De fapt, nu trebuie să urc scările, trebuie să iau aici curbă și să intru acolo. Sau să mă duc prin camera principală. Prefer prin camera principală, că sunt mai mulți oameni și nu cred că o să mă aleagă fix pe mine. Încetișor. O să închid ușa ca să nu se mai răzgândească ea să mă moare. Doamne ferește. Perfect. Merg pe acolo și o să-l aștept acolo pe tipul ăla. Te rog, nu te uita la mine, nu te uita la mine. Nu te uita la mine.
Perfect. Se întoarce înapoi, întoarce-te înapoi, întoarce-te înapoi. Și pe ăla l-am omorat acum aici. Perfect. Drag. The ambasador. Uite-l acolo. Ăla-i. Ăla-i, ăla-i. Acolo-i ofisul. Nu, ne trebuie o cheie, oare? Oh, ce asta? Nu, nu, nu. Aici cred că nu-i nimic. Cred că pe ăsta trebuie să-l omorâm. Cred că ăsta e targetul. Ah, uite, kill the general, secure the suitcase. Deci. Acolo, în colțul ăla, dacă o iau roată... Totul n-ai. Oare dacă... Nu, nu, totul n-ai. Trebuie să trec pe lângă inamici și asta e foarte grav. Că oricând poți să-și dea seama că știu, știți? Dar cred că o să iau roată. Da, cred că o să iau roată. Atunci nu o să se mai gândească. Și o să dau și un save aici. Ambasadorul cred că e ăla alb, vedeți acolo? Deci. Dau save aici. Create. Și acum dau așa. Nu sunt eu, nu sunt eu. He's holding up the ambasador. Perfect. He's holding up. Uite, acum vin amândoi. Da, perfect. Și eu trebuie să ajung înaintea lor aici. De fapt, stai. Ăștia vin pe aici? Da, vin pe aici. Și o să stau în camera asta. De-aia vreau să-i văd, vreau să-i văd. Cred că vreau să fure ceva din safe-ul ăla. Ia. Da, vreau să fure ceva din safe-ul ăla. Așa, ia. Să-i văd. Mă, ce zi misiunea asta? Așa stealth, așa, așa stealth, mă, așa stealth. Ia și... Așteptăm. Easy. Easy, frate. Ia. Nu vine nimeni aici. Pick up the briefcase. Și acum ar trebui să fugim. Pick up combination. Ah, puteam să luăm și combinația, da? Acum, cum scap eu de toți bodyguards ăștia? Bă, cred că eu omor direct, frate. Cred că o să-i omor. Că nu o să mai ajungă. Ia, poți să scop pistolul? Wait. 47. Da, mă, dar cum trec eu de aia? Pot să scot pistolul? Da, pot să scot. Deci, deschid ușa, l-o mor instant, eu mor instant pe primii doi. Că n-am cum pe altundeva, cum să ies, nu? Iași. Easy. Easy. Și acum ies. E doar unul acolo care se plimbă. Pot să ies prin față și exit-ul acolo. Sau pot să ies pe aici, pe lângă, puneam și intrat. Deci o să și ies. Easy misiune. Și cred că am făcut destul de mult stealth. Adică n-am creat nicio alarmă sau ceva, nu? Hai să vedem.
Și acum mai... Oba, asta e că se mai plimbă unul pe aici. Închidem ușa. Gata, mă. Și acum... Easy. Bă, am fost destul de infiltrat, să zicem, adică nimic, nicio alertă, nimic, doar am omorât pe aia un pic acolo. Cred că o să fie stealth 100%, cred, nu știu, cred. Ghost. Fraților, ia să vedem ce se ascundea în briefcase. Bani. Oh, bani. Looks like someone's got friends in Japan with plenty of money and some serious guns. Easy. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați butonul de subscribe și ne vedem la viitoare. Bye, bye.